Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimb. Sunt Adrian Simeon, suntem în studioul Capital TV și avem ca invitat un tânăr domn, Barboni se numește el, Barboni Aurelian Daniel, un tânăr domn hațegan, un tânăr domn din Hațeg, care este prezent în studioul nostru astăzi în calitate de susținător al domnului Sorin Crai, candidat din partea PSD pentru funcția de primar al orașului Hațeg. Bună ziua, domnule Barboni, bun venit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Ce vârstă aveți? 24 de ani. 24 de ani, mulți înainte. Sunteți foarte tânăr, ați luat-o de vreme așa cu politica și, și într-unul din partidele mari, în PSD. Da, probabil prin prisma prieteniei pe care o am cu Sorin, dar și cu alți membri ai Partidului Social Democrat la Hațeg și nu numai. Am mai fost implicat în anumite campanii alături de ei, dar de 2 ani și jumătate sunt membru al Partidului Social Democrat. De ce îl susțineți pe Sorin Crai la funcția de primar al orașului Hațeg și de ce ar trebui să voteze hațeganii Sorin Crai și lista lui de consilier PSD? După cum s-au mai lansat anumite zvonuri în oraș, mulți ar spune pentru că sunt vecinul lui. Serios? Ne desparte o casă. Așa. Dar asta contează mai mult sau mai puțin. Pe mine m-a convins faptul că Sorin Crai este un om de cuvânt, un om de încredere, un om care atunci când își pune ceva în minte și își țintește un obiectiv, face orice ca să-l ducă și la îndeplinire. Cred că asta îl definește pe el ca om, simplitatea lui, modul lui de a fi, nu mi s-a părut niciodată că încearcă să iasă în evidență cu ceva și mi s-a părut că poate duce o discuție civilizată, elegantă cu orice cetățean al orașului Hațeg, fie că e medic, fie că e angajat la firma de salubritate sau oriunde ar lucra, poate să se coboare la orice nivel și să asculte orice nevoie și dacă ține de competența lui, chiar ajută cu tot dragul și asta îl definește pe Sorin ca om, până la urmă. Dorința de a ajuta pe oameni și de a face bine comunității. Și lista de consilier local? De ce sunt eu pe lista de consilier local? Lista de consilier local. De ce ar trebui să votez urmă lista de consilier local? Lista de consilier local, pentru că sunt oameni tineri, oameni care pe plan profesional au demonstrat anumite lucruri. Unii dintre ei, în prima parte a listei, sunt chiar figuri noi pe scena politică din Hațeg. Cred că sunt toate premizele unei echipe bune, unei echipe care își dorește să aducă o schimbare în orașul Hațeg. O echipă care ar trebui să fie votată de către hațegani. Am înțeles. Suntem aproape la final de campanie electorală. Pentru noi, pentru televiziune, mai este ziua de mâine, noastră mai aveți la dispoziție și ziua de vineri. Așadar, dacă ar fi să trageți linie, cum a fost campania electorală de la Hațeg? Din punctul noastră de vedere, sunt 4 candidați la funcția de primar și mai multe formațiuni politice care, eu știu, au candidați pentru funcția de consilier local. Mie, ca să vă spun sincer, mi se pare o mare cacealmă la Hațeg din partea anumitor partide, a anumitor persoane. Da, mă rog, vreau să aud punctul nostru de vedere. A fost o campanie electorală solicitantă, pentru că în fiecare zi am fost prezenți în mijlocul oamenilor, am fost pe străzi, în zona blocurilor, chiar am insistat să mergem la fiecare apartament acolo unde am găsit pe cineva acasă, am încercat să purtăm discuții cu ei, să ne prezentăm programul electoral, ideile pe care le avem pentru dezvoltarea orașului Hațeg. Nu aș vrea să comentez neapărat nimic pe marginea celorlalte candidaturi, dar este interesant faptul că anumite partide, deși sunt reprezentante de oameni bine văzuți în orașul Hațeg, nu au candidat de primar.
Asta cu bine văzut e discutabil. Bine văzut de cine? Că bine de văzut are un du-te vino așa. Poate e bine văzut de unul, dar poate de altul nu e bine văzut. Și aveți dreptate, este discutabil. Dar în linii mari sunt oameni care adică au demonstrat ceva. Adică o persoană care a rupt o biserică în două, nu știu cât e de bine văzută de cealaltă parte a bisericii care a rămas, de exemplu. Nu aș vrea să intrăm în astfel de detalii. Nu vreau să intru astfel de amunte, dar v-am dat un exemplu. Absolut, și mai sunt și alte mai exemple. Sunt și alte exemple. Nu aș vrea să le comentez eu, pentru că nu sunt în postura candidatului în această emisiune. Da, susținătorul lui și puteți spune orice. Îl susțin, într-adevăr, dar... Gândesc că faptul că dumneavoastră să țin... De fapt, domnul Sorin Craia ar fi trebuit să vină astăzi în emisiune. Am înțeles că a avut un mic... Un incident neplăcut pe fondul oboselii și cu genunchiul, cu ceva... A alunecat. Îi dorim multă sănătate. Și atunci, venind dumneavoastră aici, în calitate de susținător al lui, mă gândesc că știți exact despre ce este vorba și din punctul lui de vedere. Apreciez faptul că nu vreți să dați cu piatra și cu astea. Chiar îmi plac oamenii care nu fac lucrul ăsta. Spre deosebire de alții, care se folosesc de tot felul de, eu le spun măgării, nici măcar artificii. Măgării gen conturi false pe Facebook și așa mai departe. Întâmplător știu foarte multe despre campania electorală de la Hațeg, iar vineri îi aștept pe Hațegan cu un live pe Facebook și nu numai pe toți cetățenii din Hunedoara, pentru că vei face o retrospectivă pe care nu pot permite să o fac la televizor. Asta e alte poveste. Absolut. Bun, și atunci, cum a fost campania? Am luat pulsul, vorba vine cu ghilimele de rigoare, al electoratului din Hațeg, al cetățenilor. Se simte un aer de schimbare. Oamenii doresc ceva nou, doresc o administrație nouă. Aici, din nou, nu aș vrea să comentez pe fondul nemulțumirii administrației din ultimii 8 ani. Motivele sunt diverse. Din cauza faptului că de câțiva ani buni în Hațeg nu s-a mai întâmplat nimic în ceea ce privește investiții, infrastructură, dezvoltare, batem pasul pe loc cu brio, părerea mea. Și nu doar a mea, ci și a cetățenilor din orașul Hațeg. Câteva asfaltări și cam aia este tot ce s-a întâmplat. Din nefericire constatăm că anumite comune din jurul orașului Hațeg au avut o absorbție de fonduri mult mai mare decât primăria Hațeg. Bine, domnul Pușcaș, îmi cer scuze, și continuă proiectele. Care proiecte? Orice primar care vine în funcție trebuie să continue proiectele. Ideea este cu ce vine nou în continuare. Pentru că este absurd să vii să spui că, ok, dacă vine ăla, el nu o să continue proiectele. Dacă proiectele alea sunt aprobate, sunt în curs de derulare, trebuie implementate, nu ai cum să nu le duci la bună îndeplinire. Da, mă rog, când sunt și astea niște artificii. Ceva pe hârtie, pui, nu? Absolut. Că dacă n-ai idei, atunci pui ce-ți vine. De asta am spus că n-aș vrea să comentez. Eu consider că am avut o campanie destul de civilizată la Hațeg până în dimineața asta. În ce sens civilizată? Ne-am intersectat de câteva ori în oraș și cu grupul PNL și cu celelalte grupuri și cu cei de la PMP și cu cei de la Plus. De fiecare dată am avut întâlniri civilizate, ne-am strâns bună, ne-am urat succes reciproc. Foarte frumos, da. Chiar și aseară. Bine, în gândul fiecăruia nu știu ce a fi fost, dar asta e partea a doua. Ce bine. Eu am o relație personală bună cu majoritatea oamenilor de pe acolo. Pe toți îi cunosc de foarte mult timp și ei la fel pe mine. Și cred că într-o comunitate mică nu ar trebui să avem clinciuri din astea de camp. Comunitatea mică sunt cele mai mari orgolii. Orgolile sunt, dar după campanie tot acolo rămâne, păi, tot acolo ne desfășurăm ăsta, activitatea. Așa, și ce s-a întâmplat în dimineața asta? Au apărut de câteva zile anumite conturi false care îl atacă, ba pe domnul Sorin Crai, ba pe domnul Pușcaș. Aș dau la joală așa în ultima săptămână, adică își dau cu firma din în cap. Din câte am înțeles, e o meteagnă mai veche ca în ultima săptămână să fie tunurile îndreptate către fiecare candidat din partea opusă sau bun, dar cu lucruri ce? De genul acesta. Diferite povești, diferite interpretări, unele cu iz de adevăr, pentru că fără foc nu iese fum. Așa.
dar cred că ar trebui să respectăm o limită a decenței. Hațeganii au avut suficient timp și în precampanie și în campanie să vadă fiecare candidat cu ce idei vine, ce dorește să facă pentru oraș, să studieze profilul candidatului, să studieze lista de consilieri. Cred că au avut suficient timp să decidă și lucrurile astea nu știu dacă își au locul acum într-o comunitate civilizată, așa cum toți militează că este orașul Hațeg. Dumneata vorbești mult mai coerent decât candidatul de la PNL. De 100 de mii de ori mai. După cum am spus, n-aș vrea să. Nu, eu vă spun o chestie pe care o remarc. Nu mă pot tot. Să vedem care e problema. Deci eu asta văd, adică am avut în studio sute de invitați până acum, cred. Da, candidatul de la, așa, pentru primărie, orașului Hațeg, nu un alt candidat, că vorbim de Hațeg. Da, interesant. Mă gândeam să vă întreb de ce n-ați candidat noastră la funcția de primar din partea altui partid, că văd că știți să vorbim. Răspunsul ar fi simplu. Cred că trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. O vorbă celebră la noi, la români, după alegerile prezidențiale. Și nu consider că am acum experiența necesară să pot să intru într-o asemenea luptă. Într-adevăr, am fost implicat în campania domnului Sorin Crai, fac parte din staful de campanie al dânsului. Pe lângă asta sunt și președintele organizației de tineret a PSD Hațeg, vicepreședinte al organizației TSD Hunedoara. Mi-am format un grup de prieteni aici. În trecut am desfășurat activități de voluntariat la Hațeg, toată lumea știe care e cel mai mare proiect de voluntariat din țara Hațegului și cine l-a desfășurat. Am organizat evenimente sportive și am reușit să cunosc tot felul de oameni. Probabil că asta a fost conjunctura, să fie PSD la Consiliul Județean, să cunosc oameni, să colaborez cu ei și tot timpul când am avut nevoie de ajutorul lor au fost alături de noi pentru evenimentele derulate ca să promovăm țara Hațegului, orașul Hațeg, să aducem ceva în plus în comunitate. Bun, să revenim la dimineața asta, când ziceți că au început nu știu ce. Așa, și mai departe, ce s-a întâmplat? Încep tot felul de comentarii, încep tot felul de conturi false, fiecare să-și dea cu părerea, fiecare își susține candidatul, aruncă tot felul de zvonuri în oraș. De exemplu, hai să vorbim pe concret, domnul Balboni, dacă tot am deschis. Și noi am fost acuzați că scoatem sondaje așa pe sub ușă, că un... Da, ați scos un sondaj? Eu personal nu știu să se fi făcut vreun sondaj acum în perioada campaniei electorale. Așa, dar ce ați auzit? Ce am auzit, fiecare candidat spune că el câștigă. Da, dintre cei trei. Andrei Remus, probabil că și el susține că câștigă, dar trebuie să fim conștienți de faptul că nici el, la fel ca și mine, nu are experiența necesară pentru a conduce o primărie. Mă rog, sunt prieteni și Andrei cu el, candideze. Dar cred că a dat dovadă de curaj intrând în această bătălie, pentru că la Hațeg este o bătălie destul de strânsă pentru fotoliul de primar. Bun, între cine și cine credeți că se dă, de fapt, această bătălie? Grea întrebare. Vă pun într-o postură ciudat acum. Dar vă rog să îmi răspundeți ca un om care face parte dintr-un staff de campanie și care își asumă ceea ce spune. Dacă ar fi să facem o analiză în funcție de bazinul electoral al partidelor, am putea spune că se dă o bătălie între stânga și dreapta. Între dreapta Adi Pușcaș, care este susținut de PMP, de PNL, care au oameni care sunt noi în politică. Oameni și care sunt noi în politică. Destul de mică. Asta cetățenii vor decide duminică. Asta e din punctul meu de vedere, care cunosc destul de bine situația acolo. Așa, deci asta între stânga și dreapta, iar dacă ar fi să o luați altfel? Dacă ar fi să o luăm altfel în funcție de activitatea avută, cred că se dă o bătălie pe partea electoratului de stânga. Adică între Sorin Crai și Nicolae Timiș. Da, cei doi. Bun, dumneavoastră între care variantă, spre care variantă vă plecați? Care e mai credibil în momentul ăsta? Depinde ce asculți. Dacă ar fi să luăm pulsul din oraș, dacă faci o tură de oraș de la primărie până la Lidl și mai intri păi și între blocuri. Că e mic, nu mănânci o pâine de la un capăt la celălalt. Da, nici n-a pus să obosești.
pulsul este cumva 50-50. Adică ori Sorin cu Nicolae Timiș, ori Sorin cu Adi Pușcaș. Da. Nu este definit. Înclină puțin balanța către o bătălie pe electoratul de stânga. Din ce se simte acum la ora actuală în oraș. Nu știu dacă are vreo relevanță. De asemenea, dacă mergi într-o anumită zonă, poate acolo e punctul nostru de bătălia se dă între PNL și Pro-România. Da, da, da. Deci astea sunt lucruri pe care nu le putem cuantifica. Ce v-ați propus dumneavoastră să faceți în varianta în care veți câștiga primăria orașului Hatzec noastră echipa PSD? Ne dorim să facem lucrurile cât mai normal. În sensul că este normal ca în 2020 să ai utilități pe fiecare stradă, să ai drumuri asfaltate, să ai trotoare, să ai iluminat public. Este normal în 2020, mă gândeam la campania electorală din 2012. Am fost implicat și în acea campanie. Este normal să ai un plan de dezvoltare al orașului pe termen scurt, mediu și lung. Pentru că degeaba venim cu 100.000 de idei și nu implementăm niciuna în 4 ani. Trebuie să urmărim niște linii clare, niște linii spre care vrem să se îndrepte comunitatea, niște linii spre care vrem să dezvoltăm anumite zone din oraș, anumite zone de interes, cum ar fi educația sau petrecerea timpului liber. Chiar cred că este nevoie de un plan urbanistic, de un plan peisagistic pentru zona centrală a orașului, pentru că ați văzut și dumneavoastră dacă treceți prin Hatzec, s-au renovat cele două blocuri care pleacă de la primărie și merg spre pod către liceu. Unul arată cât de cât decent, dar celălalt are o culoare care acel e cam care țipătoare. Care vă place mai asta? La cu culoare mai închisă sau la cu culoare mai deschisă? La culoare mai închisă. Mai închisă? Na, vreau să vă spun că din punctul meu de vedere mie îmi place celălalt. Vedeți gusturile? Gusturile nu se discută, dar adică mi se pare mai vie. Cred că trebuie să existe un plan culmea e ca și ar fi trebuit să fie ambele aceeași culoare, dar mă rog, dacă normal așa ar fi fost. Dar aici nu a fi ieșit la computer culoarea. A fost greșit paletarul. Da, tencuielii, nu cu tencuială s-a făcut acolo, decorativă. Tencuială decorativă. Așa. Dar mă rog, cine nu muncește nu greșește, chiar dacă e vorba de fațadă de blocuri. Important este că s-a făcut. Acum era frumos să văd roz cu picățele în dunj, dar cred că ar fi fost un artificiu prea, da, 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 prea de tot. Și atunci ați mai fi spus că important e că s-a făcut. Nu, atunci cred că totuși trebuie să respectăm niște linii, să avem niște experți care să dea o direcție și toate lucrurile astea pleacă de la primar. Primarul dictează direcția, primarul dă liniile înspre care păi cum dorește. Că zic unii că vor echipă. Că nu mai contează numai primarul, e echipă, e cu echipa acolo, e cu vedeți și dumneavoastră frăția inelelor, e cu noi consilieri. E un film foarte bun. Da, dar întrebarea e cine stăpânul inelelor. Asta e o foarte bună întrebare. Nu știu. Eu știu cine este stăpânul inelelor. Eu nu știu și dar nu vă spun, vă țin în suspans, vă spun vineri. La fel ca într-o firmă cu capital privat, patronul nu poate de unul singur să ducă firma aia pe niște culmi wow, dacă nu are o echipă competentă în spate. Echipa competentă din spatele primarului trebuie să fie formată din oameni cu experiență, oameni care știu ce au de făcut, oameni care lucrează în cadrul primăriei, pentru că din câte știu eu și cât administrație publică locală știu eu, nu Consiliul Local scrie proiecte. Consiliul Local vine cu idei, vine cu inițiativă și le aprobă pe urmă. Că pe mine mă amuză foarte tare unii, că vin cu bacul doctori, bacul profesori, mă rog, propuși pe listele de Consiliu Local. Și dau, că noi suntem o echipă și vorbește doctorul și vorbește profesorul. Nu care idei, nu, vorbesc eu. Care idei, că nu știu, și pe mine mă apucă râsul. Până tu ești consilier local, rolul tău este să te duci să scrii eventual un proiect de hotărâre de Consiliu Local, da? Absolut. Să faci o propunere și să votezi. Nu să te duci tu în primărie
să scrii proiecte europene, că nu o să te duci, că nu e în fișa postului. Dar, mă rog, când vrei să prostești lumea, poți încerca. Nu aș vrea să fac comentarii pe marginea strategiei de campanie a vreunui partid. Mă rezum la strategia pe care am avut-o noi, Partidul Social Democrat, și în special campania pe care ne-am axat pentru candidatura domnului Sorin Crai la Hațeg. Fiecare partid a încercat să coaguleze o masă cât mai mare de oameni în jurul său. Decizia e mâinile hațeganilor, duminică. Așa este. Cum credeți că vor vota hațeganii? Hai să vedem. Acum aici sunt două răspunsuri. Cu ștampila pe buletinul de vot. Bun, ăsta e răspunsul tineresc, ca da, să spun așa. Și eu cred că hațeganii vor schimba puțin lucrurile, în sensul că vor vota pentru o schimbare. Mă repet, folosind cuvântul schimbare, pentru că acesta este și sloganul domnului Sorin Crai în campania aceasta, schimbarea în care merită să credem, o schimbare palpabilă de care Hațegul are nevoie. Chiar am fost cumva șicanați, atacați atunci când am folosit hashtag-ul cu alege un om, alege un prieten în postura domnului Sorin Crai, dar până la urmă primarul nu trebuie să fie undeva într-un glob de sticlă în biroul lui de primar, într-un fotoliu confortabil. Trebuie să fie prezent între oameni, trebuie să le asculte nevoile, trebuie să știe mai departe ce are de făcut pentru a le rezolva. Și cred că ăsta poate fi Sorin Crai, primarul orașului Hațeg, viitorul primar al orașului Hațeg, pentru că acum avem alt primar în funcție. Da, încă mai este 2-3 zile, nu? Până luni dimineață. Bun, acum până când se validează alegerile, până da, toate lucrurile este astea, acea mai durează. Cum credeți că va fi prezența la vot? Statistic vorbind, s-ar putea să avem o prezență destul de ridicată. Da, vă așteptați la o prezență ridicată, culmea e că toată lumea se așteaptă la o prezență mică. Interesul pentru alegerile locale la Hațeg tot timpul a fost destul de mare, în sensul că tot timpul prezența la vot a fost peste 50%. Acum, cred că anul acesta, dat fiind faptul că este și situația asta creată de pandemia de coronavirus, va fi o mică schimbare în ceea ce înseamnă prezența la vot, dar cred că vom atinge pragul de 50%. Da. Răsuflați într-un anumit fel ușurat că se încheie această campanie electorală? Chiar deloc, pentru că cu zi ce trece și ne apropiem de ziua alegerilor, emoțiile sunt tot mai mari, tensiunea crește și așteptăm cu nerăbdare să vedem numărătoarea finală. Am înțeles. Domnule Barboni, susținător al candidatului PSD Crai Sorin, ce le transmiteți pe final hațeganilor? La cameră, vă rog. Alegeți înțelept, faceți o alegere corectă. 27 septembrie este o zi în care vom alege cine ne va conduce și cine ne va reprezenta în următorii 4 ani. Putem alege pentru dezvoltarea orașului Hațeg pentru următorii 4 ani sau pentru a rămâne pe loc, la fel cum s-a întâmplat în ultimii 8. Decizia este în mâinile dumneavoastră, dar eu vă îndemn să îl votați cu încredere pe domnul Sorin Crai, candidatul Partidului Social Democrat, lista de consilieri a Partidului Social Democrat, lista de consilieri județeni a Partidului Social Democrat și candidatul partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Încă o dată, toate gândurile bune pentru hațegani, mergeți la vot, este dreptul dumneavoastră și nu uitați, trebuie să alegem schimbarea în care merită să credem. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă doresc succes în alegeri. Mulțumesc, o zi bună. Stimați telespectatori, Barbone Aurelian Daniel, susținător al candidatului PSD Sorin Crai pentru primăria orașului Hațeg, a fost invitat în emisiunea noastră. Sunt Adrian Simeon, rămâneți cu noi, numai bine!